Bun. Probabil că ar trebui să recapitulați care sunt acuzațiile pe care nu le considerați fondate. Deci faptul că la Timișoara s-a făcut un comandament, da? Da. Pentru reprimarea demonstrației pașnice, cum se spune, și că eu, Ion Cumand, aș fi transmis ordinele de folosire a focului de armă împotriva populației. Da. Dacă pornim discuția de aici, îmi permiteți, domnule Vartan Arăghelian, atunci putem să discutăm deja de la Timișoara. Vă rog. Deci, domnul Coman a afirmat acum în fața telespectatorilor că s-ar fi spus că ar fi dat ordin de foc, da? Domnule Coman, am înțeles bine ce a spus? Da, asta a fost acuzația care i s-a dus, da. Da. Noi ne-am pregătit cu mai multe documente, documente care se referă la declarații date de Ion Coman imediat după Revoluția din decembrie. Unul din aceste documente se află aici. Declarația dată de Ion Coman în 16 ianuarie 1990 la Procuratura Generală, Direcția Procuraturilor Militare, în dosarul 517 PRP. Am să vă citez un scurt paragraf din declarație. În jurul orelor 18, Nicolae Ceaușescu a organizat o teleconferință. Printre altele, am întrebat care este situația la Timișoara. I-am spus că unitățile sunt în formație de luptă, iar când m-a întrebat unde sunt generalii care mă însoțiseră, i-am spus că sunt plecați la unitățile respective. Am adăugat că se așteaptă sosirea trupelor de la Arad și Lugoj, așa cum aflasem în avion de la generalul Gușe. După ce am raportat că situația la Timișoara este aceeași pe care o cunoșteam și că mase de oameni sunt pe străzi, a dat ordin să se treacă la executarea focului de armă. I-am răspuns: am înțeles. Regia, rog banda. Am transmis cu câteva minute înainte tovarășului Coman, care s-a asociat acum cu alții generali la Timișoara, ordinul, toate trupele primesc imediat muniție de război. De front. Să somează oricine nu se supune, să socotește stare de necesitate și să aplică legea. Tovarășul Coman, dacă sunt prezenți ofițerii acolo. Da. Trăiți la secretar general Bălan la aparat. Sunt cu tovarășul Coman. S-au luat măsuri pentru executarea dispoziției ordinului pe care l-ați dat dumneavoastră. Am terminat. Am întrebat dacă ofițerii sunt în sală. Vă raportez, tovarășul Ceaușescu, cum am aparat. Nu sunt în sală, sunt la divizie și organizăm ce a dat dumneavoastră. A început să se tragă deja. Cum am vă raportez? În sală. De ce nu veniți în sală? Vă rog, transmiteți-le ordinul meu. Acționează în calitate toate de luptă. Facilitatea fiecăruia o judecăm ca atare. Și într-o oră trebuie restabilită complet liniștea în Timișoara. Te rog, chemați și dați-le ordin. Și când sunt, îmi dați și mie să vorbesc la telefon. Nu se poate una asta. Da. Aș vrea să mai fac o completare. Vă rog. Vă raportez, tovarășul Ceaușescu, capul a trei coloane intră acum în Timișoara. Am trimis acești ofițeri acolo pentru a le întâmpina și le dirija în centrul orașului. Raportez încă o dată, am ordonat să tragă foc. Exact aceste lucruri. Da, cine era vocea domnului Gușe? Nu, nu. Nu era vocea domnului Coman. Nu, nu, era vocea domnului. Deci era vocea domnului Coman. Da, da, era vocea mea. Da. Dacă îmi permite să intervin și eu. Vă rog. N-am înțeles prea bine ce spunea domnul Coman despre împărțirea evenimentelor din Timișoara în două părți, 16-18 și 19-22. Morți la Timișoara au fost și pe 19, în 20 a fost un singur rănit prin împușcare, e adevărat. A mai fost. Eu personal am participat numai pe 16 și 19, 16, 17, că apoi am fost arestat. Și am fost ținut în arest până în 22. Deci nu înțeleg exact la ce se referea prin împărțirea aceasta în două a evenimentelor. Vă rog, domnule Coman. Da. În primul rând, la prima intervenție. Vă rog. Am explicat procuraturii militare pe telegrama, pe declarația dată în ziua respectivă.
La plecarea de la București, generalul Gușă, în prezența lui Stănculescu, lui Chițac, lui Nuță, îmi comunică următoarele lucruri. Toate ordinele au fost transmise de la București. Repet, toate ordinele au fost transmise de la București, consemnate și în document. Când am ajuns la Timișoara, locotenentul colonel Zeca Constantin, locțitorul comandantului diviziei 18, îi raportează lui Gușă că în Timișoara se execută foc de armă și sunt răniți. Fără să precizeze cine anume folosește focul de armă. 3. Când eu am ajuns la județeana de partid, se auzeau focuri de armă. În momentul când am ajuns la județeană, ea era incendiată. Parterul și etajul întâi erau în flăcări. Mă cobor cu Bălan Radu să vedem care este situația pentru a lua măsurile corespunzătoare. Se anunță teleconferință. La teleconferință, Ceaușescu, așa cum se spune, întreabă unde sunt generali. Eu nu știam unde sunt. Și atunci i-am spus, după cum știam că se duc la divizie, că sunt la unitate așa cum ați ordonat. De ce? Pentru că la aeroport, și aici este problema publicată chiar de 2 săptămâni, un neadevăr, Gușă îmi comunică următorul lucru. Eu voi conduce operațiunile militare de la comandamentul diviziei 18, unde am toate legăturile radio și așa mai departe, iar Nuță comunică și el că același lucru va face de la Inspectoratul Ministerului de Interne. Gușă comunică că generalul Stănculescu a fost repartizat la județeana de partid pe lângă dumneavoastră. Nu a precizat cine l-a repartizat. Milea Ceaușescu, asta nu cunosc în mod exact. Când Ceaușescu a întrebat unde sunt generalii, eu într-adevăr nu știam. Pentru că o să revin la ce s-a spus în presă de curând, acum 2 săptămâni. Și am spus că sunt la unități, pe baza celor spuse de Gușă. Că se trage pentru, se a comunicat ordinul dumneavoastră, pentru că într-adevăr Gușă mi-a raportat că s-au transmis toate ordine lui Ceaușescu. Prin urmare, Gușă vă raporta dumneavoastră. Dumneavoastră era șeful lui Gușă, dacă înțeleg bine. Nu înțelegeți bine. Noi eram șeful lui Gușă. Dar de ce vă raporta dumneavoastră? Pentru că e o expresie cum noi exprimăm militari de 40 de ani. Îmi raportează sau ordon. Asta este un vocabularul nostru. Asta este, mă rog, 40 de ani. Să revenim un pic la ordinul dat de dumneavoastră. Am ordonat să se tragă foc. Da. Nu este vorba că eu am ordonat. Am ordonat toate măsurile, inclusiv foc, prin cei care au transmis ordinul respectiv. Pentru că el a fost de la ora 13.30 transmis. 13.30. Am dat în documentarul respectiv. Asta este problema. Mesajul a fost clar. Am ordonat să se tragă foc. Adică prin generalii care i-au trimis de la București, pentru că s-a transmis de la ora 13.30 de minute. Deci dumneavoastră ați ordonat. Nu eu am transmis, domnule, la 13.30 eu eram la București. E transmis. Teleconferința este la ora 17.30. Da. Ziua la 17.30. Dar ce puteam să fac să-i spun lui că nu s-a transmis ordinul lui Ceaușescu? S-a transmis. Era transmis deja. Pentru că el vorbește la trecut. Am decretat stare de necesitate. Ea a fost transmisă la ora 13.30. Consemnată în documentele oficiale. Asta este situația, n-ai ce să-i faci. Sunt documente. În jurnalul de luptă al diviziei 18 mecanizat, se consemnează. La ora 13.30, ministrul apărării naționale comunică locțitorului comandantului divizii următoarele. Situația în Timișoara s-a agravat, ordin să intervină armata, armata intră în stare de luptă, s-a decretat stare de necesitate. Închis ghilimele. 13.30. La 14.25 de minute se transmite parola Radu cel Frumos. Ce înseamnă parola Radu cel Frumos? Și în cartea armatei se spune. Îndeplinirea unei misiuni de luptă cu efectivele la pace. Pentru. Și dă 3 misiuni. Apărarea independenței și a suveranității patriei, cum era atunci apărarea cuceririlor revoluționare și, în final, era zădărnicirea unui atac inamic asupra teritoriului patriei. Am închis ghilimele. Ăsta este preambulul acestei parole
Radu cel Frumos, comunicată diviziei 18 la orele 14:25.